Mulțumesc! Mă gândeam să fiu mai apropiată decât din spatele pupitrului, pentru că suntem între femei, nu-i așa? Avem câțiva păstori și frați mai aici alături de noi, dar suntem noi de noi și întâlnirea aceasta, tocmai prin aceasta, se și justifică. Avem nevoie de căldură, interacțiune umană, avem nevoie unele de celelalte. Când m-am măritat în casa soțului meu, la sat, locuiau 5 generații, străbunica lui, bunica lui, mama lui, nepoți, copii, erau toți împreună acolo, o familie, o comunitate, iar lumea satului, pentru mine, o fată crescută la oraș, mi s-a părut absolut fascinantă. Ceva ce eu n-am întâlnit, pur și simplu, în lumea noastră de la bloc, de-abia îți cunoșteai vecinii pe aici, pe acolo, dar să ai o comunitate întreagă alături de tine, nici măcar să nu încui ușa la intrare, pentru că oricând venea câte un vecin, o vecină să împărtășească ceva cu tine, mi s-a părut ceva extraordinar. Dimensiunea aceasta a comunicării, a comunității, am pierdut-o. Ne-am închis în apartamentele noastre, ne-am închis în spatele ecranelor noastre, suntem atât de preocupate de munca și de propria noastră pătrățică și atât de mult ne lipsește această interacțiune caldă. Am venit la sala Parlamentului ca prințesă, mi-a plăcut mult această introducere, nu m-am gândit că așa am venit aici, dar am venit la sala Parlamentului la o întâlnire de femei pentru că avem nevoie de această interacțiune de la femeie la femeie, această poveste și împărtășire, această comuniune care presupune mai mult decât simple vorbe, simplă discuție la colț de stradă. Și dacă ziceam să începem cu împărtășire, titlul acesta mă obligă să vorbesc puțin despre de ce e important să fii văzută. L-am văzut prima oară pe cel care urma să-mi fie soț, pe Ionică, într-o tabără de studenți la Costinești, sub un pom mare, habar n-am dacă era stejar, dar era un copac mare, și ținea o chitară în mână, cânta, era un lider la închinare acolo și mi-am zis, ce băiat drăguț. Acum, ca să vă spun că toți suntem între femei, mie nu neapărat îmi plăceau băieții drăguți, cei deștepți. Și a trebuit să-i spun ulterior, după un timp, uite, trec peste faza asta. Pentru că le avea și pe celelalte care cu adevărat contau pentru mine. Era un băiat credincios, era un băiat pasionat de lucrarea lui Dumnezeu, era un tânăr înțelept și lucrurile acestea au contat pentru mine, în așa fel încât am trecut și peste faptul că era chipeș. Dar în orice caz, atunci după ce noi ne-am cunoscut și am povestit în tabăra aceea și am avut mai multe conversații, ne-am dat seama amândoi că noi ne văzuserăm înainte. Adică el chiar fusese în biserica mea cu o mișcare studențească și avusese o predică, după ce mi-a spus, mi-am și amintit predica, vorbea despre grădinițe creștine pe care să le facem și mi-am zis în sine mea ce interesant, l-am văzut, dar de fapt eu nu l-am văzut înainte, nu l-am remarcat, nu mi-a sărit în ochi, n-a însemnat nimic pentru mine. Și el mă văzuse înainte, eu cântam într-un grup de închinare și eram în față și în timp ce venise în biserica aceea mă văzuse, dar de fapt nu mă văzuse. În momentul în care vezi pe cineva în mod real, se aprinde ceva, se schimbă ceva. Ceva se întâmplă în această interacțiune și acel a vedea pe cineva nu înseamnă doar reperarea, văd o femeie în bluză verde, nu, văd povestea femeii din bluză verde. Când Dumnezeu te vede, nu înseamnă pur și simplu că El știe unde stai, știe adresa ta, numărul tău, necazul tău și ce-i cu asta. Când Dumnezeu te vede, înseamnă ceva semnificativ, schimbare și transformare pentru tine. Am și eu niște slide-uri, am și niște asistenți în producție să văd dacă mă ajută, sar de la o cameră spre cealaltă, am ajutoare foarte rapide. Și mă gândeam să pun într-o formulă vizuală, pentru că suntem obosite și am stat mult pe scaun și cred că ne-a ajuns fiecăreia, dar câteva idei care să ne rămână undeva antipărite în minte. De ce e important să fiu văzută? Într-o lume în care vizualizările pe internet contează așa mult, câți prieteni ai, cine te-a văzut, ce zice despre tine, unor te dor bârfele celorlalți și ai prefera să nu fii văzută. E bine, această întrebare este importantă din cel puțin 2 motive. Cred că e slide-ul al 3-lea. Suferința exterioară, nedreptatea exterioară, atunci ai nevoie să fii văzută. Atunci ai nevoie cauza ta să fie auzită. Atunci ai nevoie ca strigătul tău să fie văzut. Estera deja a pus într-o poveste atât de frumoasă afirmațiile lui Agar și mi se pare important, relevant această istorie a lui Agar, o roabă egipteancă care întâmpină abuz, suferință, nedreptate, pe care nimeni nu o vede, al cărei strigăt nimeni nu-l aude, nimeni nu intervine în favoarea ei. E bine, într-o situație de genul acesta, de suferință, de nedreptate, ai nevoie ca Dumnezeu să te vadă, pentru că acel te vede înseamnă că te ajută și că intervine într-un fel sau altul. Și cea de-a doua mențiune pentru care cred că această întrebare este importantă, pierderea identității e pentru că e o realitate interioară, ceva înăuntru se rupe, se pierde, se fărâmă și atunci ai nevoie să fii văzută pentru că acel ceva din tine se rupe. Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă tinerii în ziua de astăzi nu este nici telefonul, nici coala, nici drogurile, ci ne spun psihologii, este singurătatea și depresia. Cum singuri? Într-o epocă a comunicării în care avem atât de multă capacitate de interacțiune, în care suntem atât de mult în tot felul de conjuncturi împreună, e bine, suntem singuri atunci când ceea ce trăim noi, experiența noastră și ceea ce putem comunica celorlalți sunt două experiențe diferite, două realități care nu se intersectează. Tu ai povestea ta acasă, cu soțul tău, cu familia ta, cu copilul tău, cu adolescentul tău, ai povestea ta la serviciu, ai tu realitățile tale, dar n-ai cu cine să le împărtășești. Fie că nu te ascultă oamenii, nu te înțeleg, mai degrabă te critică, mai degrabă te fac responsabilă și vinovată de ceea ce trăiești, dar nu ajungi la o situație în care tu ai comuniune în mod real cu cineva. Te întreabă la biserică ce mai faci și nici mai așteaptă răspunsul. Sau dacă răspunzi atât de convențional, pentru că este cadrul și timpul ca să dai detalii despre ce mai faci cu adevărat. Ce mai faci? Mai prost decât arăt, s-ar putea să răspunzi uneori. Chiar mult mai prost decât arăt. Cât de surprinși ar fi oamenii să începi să le spui în mod real ce mai faci. Probabil că nu este cadrul și timpul. E bine, plasez această întrebare, de ce este important să fii văzută în cele două realități, exterioară, am pierdut slide-ul, exterioară și interioară. Agar vine cu povestea ei din pustiul despre care Estera ne spunea. Paradoxal, Dumnezeu îi spune, am auzit mâhnirea ta. Literalmente așa îi spune, am auzit mâhnirea ta. Iar ea spune, Dumnezeu m-a văzut. El spune, am auzit, iar ea spune, Dumnezeu a văzut. Am auzit ceea ce se întâmplă în mintea, în inima ta, în familia ta, în relațiile tale, în abuzul tău, am auzit, iar acest auzit înseamnă cunosc, am soluții, am răspunsuri pentru tine. Dacă ar fi Agar prezentă la conferința noastră a femeilor, ar spune, e bine, în momentul în care Dumnezeu îți aude mâhnirea, în momentul în care Dumnezeu te vede, vrea să-ți spună că am răspunsuri pentru tine. Nu este doar o luare la cunoștință, un proces verbal pe care îl semnează, spune, ok, știu, ci înseamnă, iau atitudine, intervin în favoarea ta, sunt prezent în durerea ta, nu sunt nepăsător, îmi pasă, aceasta este inima lui Dumnezeu. Firul acesta roșu al Scripturii, al inimii lui Dumnezeu, transpare în fiecare situație. Când vorbește Iisus despre samariteanul miros, arată de fapt cum se comportă Dumnezeu față de cineva care este în suferință. El nu-ți spune ție doar să-ți pese de cel sărac, lui îi pasă de cel sărac. Lui îi pasă că tu te lupți cu datorii și cu rate la bancă. Lui îi pasă că trăiești la limita dintre un salariu și celălalt. Lui îi pasă. Mesajul lui Agar este acesta, când Dumnezeu te vede, vrea să-ți spună că îi pasă, că ia acțiune, că are un viitor, că are nădejde și Ismael nu este sortit pieririi. Cine era ea ca să aibă pretențiile astea? Era sclavă? Copilul ei era nelegitim? Chiar Pavel ulterior când vorbește despre acest copil spune, el nu era copilul promisiunii, ci fiul sclavei care trebuia aruncat. Deci fiul nu era cel legitim. Ba chiar dacă ne gândim bine, Biblia spune că s-a uitat de sus la stăpână sa când s-a văzut însărcinată și Sara, datorită înfumurării ei, a alungat-o. Acum nu știm dacă chiar așa au stat lucrurile, că femeile când sunt sensibile unor li se pare că s-a uitat urât la ea și s-ar putea să nu se fi uitat deloc, dar Sara chiar avea o problemă care o frământa, era sterilă de ani de zile, aștepta un copil care nu mai venea, o promisiune care nu se mai împlinea și iată că puștoaica asta numai se culcă odată cu bărbatul său și rămâne însărcinată, evident că toată inima în Sara frigea și nici nu era nevoie Agar să se uită, nu știu cum la ea, că ei s-a părut că Agar se uită de sus, dar întorcându-ne la toată povestea asta, Agar nu era o femeie evlavioasă care mergea la biserica penticostală, vestea bună și era în cor și era cu toate drepturile acolo, Agar era o proscrisă. Dumnezeu îi vede pe cei care consideră că n-au nicio șansă, n-au niciun drept. Sunt intruși în toată adunarea aceasta. Poate și tu stai și te gândești aici, ce caut eu între oamenii ăștia, ce caut între femeile astea, eu cu povestea mea, cu istoria mea, cu ce am făcut eu, cu cum gândesc eu, cu câte le-am mai făcut. Eu nu mă calific, eu nu am dreptul, eu nu merit. Nici una nu merită. Singurul care merită e Hristos, din El, prin El, pentru El sunt toate lucrurile. Tot ce putem face noi este să venim să primim din partea Lui, nu să merităm sau să ne calificăm pentru binecuvântările Sale. Dacă simți că nu meriți, ei bine, ai dreptate. Nici eu, nici tu nu merităm. El merită. Iar El când face ceva în favoarea noastră, nu face pentru că suntem noi așa de bune încât nu poate altfel decât să facă bine. Nu, nici vorbă. O face pentru că El este bun. Asta îmi dă foarte mult curaj. Asta îmi dă încredere. Dacă ar fi să mă bazez pe mine, zero șanse, n-am nicio șansă, nici să fiu mântuită, nici să am putere, nici speranță. Cine ne ține în picioare dacă nu El? Cine ne dă viață, credință, speranță, putere dacă nu El? Dacă Agar ar fi prezent aici, hai să ajungem la slide-ul ăla cu Agar, vă tot întrerup mișcarea asta voastră, am nevoie de prezentare. Dacă Agar ar fi aici, ne-ar spune aceste lucruri. Dar mai este un personaj în Biblie care de data aceasta este văzut de Iisus. Traversăm Noul Testament, ne așezăm lângă Ierihon și iată că pe drum spre Ierihon intră Iisus cu o mulțime de oameni și acolo era un personaj din nou, un proscris, o istorioară atât de cunoscută, un bărbat micuț la înălțime, dar micuț și în suflet, un om corupt, care era o povară și un motiv de groază pentru cei din poporul Israel. Zacheu, l-ați identificat? Era vameș, prelua taxe și le lua în mod abuziv, oricum făcea parte dintr-o categorie care era atât de urâtă de tot poporul Israel, dar el nu doar că era parte din acea categorie, dar era corupt, nedreptățea, năpăstuia, așa cum se exprima el. Și ce face Zacheu? Zacheu vrea să-L vadă pe Iisus. Au fost mulți care au vrut să-L vadă, grecii voiau să-L vadă, Irod voia să-L cunoască și să vadă vreo minune de-a lui, dar Zacheu nu era curios să-L vadă, Zacheu avea nevoie să-L vadă. Zacheu a folosit orice oportunitate ca să-L vadă. Și Biblia ne spune că s-a urcat într-un dud, sicomor, ce pom o fi fost ăla, habar n-am din toată zona aceea. În orice caz, faptul că era mic la înălțime, că era aglomerat, că ar fi putut să găsească oricât de multe pretexte, nu au socotit o piedică pentru el ca să se urce în acel pom și să-L vadă pe Iisus. Interesant, nu e că l-a văzut el pe Iisus, ci că Iisus l-a văzut pe el și îl strigă pe nume. Zacheu, astăzi vreau să intru în casa ta. Când Dumnezeu te vede, viața ta se schimbă. Ești vindecat, ești eliberat de trecutul tău, ești eliberat de lucrurile care îți împovărează sufletul. Imaginați-vă acel moment în care Zacheu probabil se gândea că nici nu știe numele sau dacă poate că spera să nu știe numele, era eroul negativ din toată situația aceea. Un personaj negativ pe care toată societatea îl știe și toți îl vorbesc de rău. Poate și pe tine te-au vorbit oamenii de rău și atât de tare te-au rănit lucrurile acestea încât te gândi mai bine să n-ai de-a face cu nimeni. Cu cât știu mai puține mulți, cu atât e mai bine pentru tine. E bine, Zacheu are un moment în care nu-i mai pasă ce zic ceilalți. L-a văzut Iisus. Acesta este punctul în care Dumnezeu vrea să te aducă și pe tine în seara aceasta. La punctul în care să nu-ți mai pese ce zic ceilalți, să-ți pese doar de ce zice Iisus, care spune, vreau să intru în casa ta, am auzit mâhnirea ta, am auzit certurile, am auzit vorbele rele, am auzit și știu povara pe care o porți pe umerii tăi. Am soluții, le vrei? Am mână întinsă, am putere, am autoritate să fac o schimbare în casa ta. Vrei? E extraordinar cum se întâmplă aceste lucruri și cum pătrund în interiorul nostru. Vorbeam despre un exterior care ne constrânge, întunericul din jurul nostru, întrebările, îndoielile, durerea, abuzul celorlalți, vorbele rele care vin din partea celorlalți. Iar lucrurile acestea ne fac să credem că trăim într-un întuneric dens în care Dumnezeu ne aude rugăciunile și ne aude strigătele noastre. Dar Biblia spune, nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, Psalmul 139, ci strălucește noaptea ca ziua, întunericul ca lumina. Ce se întâmplă în privat este perfect la lumină și la scenă deschisă pentru Dumnezeu. Ceea ce trăiești tu ascuns este cunoscut pe deplin de Dumnezeu. E interesant cum spun oamenii, noi avem două nevoi esențiale. Prima e nevoia de siguranță, mai ales noi femeile. Am nevoie să mă știu în siguranță, nu pot trăi în teroarea necunoscutului. Și de multe ori trăim în această teroare a necunoscutului, cu vești de războaie, cu inflație, cu nu știi dacă îți mai păstrezi serviciu sau nu, dacă poți să ții sarcina sau nu, dacă soțul tău va fi acolo pentru tine sau nu, dacă analizele tale vor fi sau nu. E bine, nevoia aceasta de siguranță e esențială. Tocmai de aceea Dumnezeu pune nu te teme pe paginile Scripturilor pentru fiecare zi din viața ta. Cea de-a doua nevoie pe care o identifică specialiștii, doar citez, nu e invenția mea, e nevoia de nesiguranță. Sună cam rău, așa-i? Adică, dacă fiecare lucru ar fi predictibil, viața aceasta n-ar putea fi trăită. Dacă ai ști ce se întâmplă la 8:31 și 30 de secunde și fiecare lucru din viitor ar fi atât de apăsător și monoton încât n-ai putea să trăiești. Tocmai de aceea nu știi ce ți-aduce viitorul, nu știi data morții tale, nu știi diagnosticul tău, nu știi ce se va întâmpla cu copilul tău, iar acest necunoscut te obligă să lași frâiele controlului și să ai încredere în Dumnezeu, Cel care cunoaște viitorul, și să transferi nevoia aceasta de a deține controlul asupra fiecărei situații, să o transferi într-o altă stare, aceea de încredere în Cel care deține controlul fiecărei situații. În întunericul tău înveți cum să dai drumul acestor frâie și să spui: Dumnezeu îmi poate purta de grijă. Nu cunosc toate detaliile, nu pot să văd decât până la peretele din spate, nu puteți vedea decât până aici, ce în spate nu se poate vedea, iar aceasta face parte din ecuația vieții noastre, dar avem încredere în Dumnezeu care știe ce este dincolo și care ne va purta și dincolo. Și asta mă trimite înspre cea de-a doua nevoie pe care, cel de-al doilea motiv pentru care ne punem întrebarea: de ce am nevoie să fiu văzută? E bine, atunci când am nevoie să fiu văzută, e pentru că am nevoie să știu că exist cu un scop, că viața mea nu este la grămadă cu celelalte, ci că Dumnezeu are un plan pentru mine. Sunteți aici cât 400, poate mai multe de femei, doar pe câteva vă știu personal, nu vă știu numele. Pentru mine sunteți o mulțime de femei. Pentru Dumnezeu, tu ești unică. Ești o femeie a cărei poveste o cunoaște. Știe toate temerile, toate visurile, toate emoțiile, toate complexele, știe nopțile nedormite, știe absolut totul despre tine, te vede ca în palmă, iar lucrul acesta e semnificativ pentru identitatea ta. Pe când era un plot fără chip, spune David în Psalmul 139, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele mele mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Cu privire la viața ta exista un plan cu amănunțime, așa se zice, în amănunțime. Exact unde te vei naște, cum va fi familia ta, părinții tăi, cum va fi culoarea ochilor tăi, dacă vei avea o luniță pe obrazul drept sau nu. Se știa absolut totul despre tine. Ce înseamnă asta? Există un plan atât de bine pus la punct pentru viața ta, n-ai apărut la întâmplare, nu mai ești și tu la grămadă, al 7-lea copil pe lângă ceilalți. Eu sunt a 4-a fată pe lângă ceilalți. Părinții mei erau în vârstă, așa îmi spuneau, acum când eu am 52 de ani. Nu mai mi se pare că erau așa de în vârstă că m-au avut pe mine, dar toată copilăria mea am crescut cu acest termen că sunt un copil la bătrânețe. Mama mea avea 40 de ani când m-a născut, tatăl meu 47. Mama mea era atât de bolnavă încât nu-și mai dorea un copil, dar era credincioasă, normal că s-a rugat, m-a primit cu bucurie. Dar în mintea mea a fost lucrul acesta: ar fi fost așa de simplu să nu fiu? Până la urmă, am venit într-un moment așa de nepotrivit pentru familia mea. Mi-au trebuit ani de zile să înțeleg că nu s-a întâmplat, n-am fost o sarcină accidentală pentru părinții mei, ci am fost un copil proiectat și programat de Dumnezeu ca să slujesc scopurilor sale. Nu există oameni în plus, nu există oameni la grămadă, a mai venit încă cineva și mai găsim un loc aici, ci există fiecare persoană care se așează pe un scaun bine desemnat de Dumnezeu, cu un scop bine precizat de El. Și oamenii îți spun că ai valoare dacă ești frumoasă, dacă arăți bine, dacă ești atrăgătoare, dar anii în care noi suntem frumoase și atrăgătoare sunt destul de puțini și în perioada aia nu ne simțim foarte frumoase sau suficient de frumoase și atrăgătoare și atunci nici măcar acel timp nu ne conferă suficient de multă valoare din prisma societății în care trăim. Ai valoare dacă Depinde de comunitatea în care trăiești, dacă ai copii, numărul de copii care trebuie, dacă ai statutul profesional, dacă lucrezi unde trebuie, dacă te îmbraci așa cum trebuie, dacă ai casa pregătită așa cum trebuie, dacă faci anumite lucruri, ai o anumită valoare. Problema e că oricât de multe lucruri ai face din această zonă, niciodată nu este suficient, pentru că ele nu-ți conferă valoare. Ele nu-ți conferă identitate. Identitatea ta este dată de Hristos. El îți spune cine ești, de fapt. El îți spune cine ești. Uneori așteptăm cuvinte de apreciere din partea celorlalți și socotim că dacă le avem, suntem valoroase. În realitate, aceste cuvinte nu adaugă cu nimic la valoarea noastră și nici celelalte nu scad cu nimic din valoarea noastră. Valoarea noastră este dată de Dumnezeu. Valoarea noastră și identitatea noastră este fixată de Dumnezeu. Dar ceea ce este interesant în lumea în care trăim, atât de bine ne ascundem în spatele acestor... Uite că acum am prezentarea, s-au gândit foarte fain băieții, bravo băieți! Până la final terminăm împreună. În lumea asta în care noi ne trăim, în timp ce lipim etichete și stabilim ca valoros, că arăți bine, că faci ceea ce trebuie și asta îți conferă dreptul de a fi iubită, că până la urmă asta cumpărăm, dreptul de a fi iubite, Dumnezeu ne comunică o poveste total diferită, 100% diferită și El spune în felul următor: valoarea ta este una eternă, L-am dat pe Iisus Hristos pentru păcatele tale. Prin urmare, asta este valoarea ta și nu ceea ce îți spun oamenii sau ceea ce nu-ți spun ei îți dă valoare. Dacă ești mereu și mereu dependentă, dacă vede soțul tău cât de mult ai gătit și ai muncit, atunci ești valoroasă, să știi că fericirea ta este undeva sub nivelul acestei săli. Dacă depinzi de respectul și aprecierea copiilor tăi ca să te consideri o femeie valoroasă, să știi că nu aceasta fixează valoarea, mai ales dacă ai copii adolescenți. Valoarea ta este conferită de Dumnezeu care te-a creat o persoană unică, cu un plan unic și când ești bătrână, și când ești tânără, și când ești frumoasă, și când te îngrășați, și când ești lăuză, și când alăptezi, și atunci când nu te simți groaznic, și atunci când n-ai avut timp să-ți faci părul și nici să stai unghiile și când simți că n-ai nicio valoare, în realitate valoarea ta este una eternă și ar trebui să te privești în felul acesta. Nu fac o pledoarie pentru a te lăsa neîngrijită, ci doar pentru a înțelege că valoarea noastră nu stă acolo. E mult mai adâncă, mult mai mare, mult mai profundă. Victor Frankl povestea despre un rabin care locuia în Cracovia, îl chema Isaac Iețel. Și acest rabin visează într-o noapte că găsește o comoară foarte mare sub podul care era la intrarea în Cracovia. Și visează a doua oară același lucru. Acum era și evreu și rabin, dădea semnificație și viselor și îi plăceau și banii. Visează a treia oară zice, nu mai pot, mă duc acolo să verific. Și se ia și se duce acolo și verifică, dar podul era păzit de soldați care se învârteau încoace și încolo. Și în timp ce stătea și se tot foia, până la urmă a fost reperat de acești soldați care îl iau de guler și spun: ce cauți aici, evreule? Iar evreul de frică, ce să zică? Le zic adevărul, pierd comoara, asta e, mă vor lăsa în pace. Și îi spune mai mare lui gărzilor: uite-te, am visat că e o comoară aici sub piciorul podului, am venit să o iau. Na, luați-o voi, împărțiți-o, asta e. Spre surprinderea lui, mai marele gărzilor începe să râde de se sparge și zice: du-te de aici, ești un evreu fără minte. Păi dacă ți-aș spune de câte ori am visat eu că e în Cracovia unul Isaac Iețel, care are în soba lui o comoară. Jumătate din Cracovia e Isaac, cealaltă are câte o sobă în cameră, n-ar avea niciun rost să caut. Du-te de aici și lasă-ne în pace. Dar bătrânul rabin a înțeles. S-a dus acasă, a căutat în spatele sobei, a găsit comoara, a luat-o și a pus bazele unei școli rabinice în Cracovia, iar morala e interesantă. Uneori la tine acolo e comoara, dar tu o cauți în altă parte. Tu crezi că dacă ai fi mai frumoasă, dacă ai avea mai mulți prieteni, dacă pe Facebook ai avea mai multă vizibilitate, sau eu știu, dacă ai avea și tu în sfârșit o casă și n-ai mai sta în chirie, ai avea valoare. Du-te acasă, închide ușa după tine, pune-te pe genunchi, ia Biblia, ai o comoară acolo. O comoară care vorbește despre valori care nu se vor pierde și nu se vor uza niciodată. Identitatea ta nu ține de exterior, nici de lumea asta, nici de diplome, nici de funcții, nici de mașini pe care le conduci sau nu le conduci, nici despre case pe care le ai sau le-ai pierdut pe toate. Identitatea ta ține de Creatorul tău, Cel care te-a făcut, îți spune, ți-am dat valoare. Tu ești importantă pentru că eu te-am făcut și că ești a mea. Am plătit un preț maxim pentru tine, vreau o relație cu tine, vreau să comunicăm una cu cealaltă, unul cu celălalt, că Dumnezeu e unul. Bun, e interesant că în timp ce vrem să fim găsite și văzute de Dumnezeu, ne ascundem. Fetița mea era mică și îi plăcea, ca tuturor copiilor, jocul de vață ascunselea. Mi-a și zis înainte de conferință să nu zici de mine. Sper că nu se uită la această înregistrare. Și în timp ce se ascundea, acest joc de a găsitul, și avem filmat, trebuia să o întrebăm unde e. Da, era așa de nerăbdătoare să o găsim, o întrebam, ești în baie? Nu, striga ea. Ești în cameră? Nu, dar dacă de la 3 ani nu nimeream, zicea ea, sunt în bucătărie. Și jocul acesta al ei mă face să mă gândesc la următorul lucru. Ne ascundem, dar am vrea să fim găsiți. Din Eden, Adam și Eva se ascund pentru că au greșit, pentru că le e rușine de povestea lor, de greșeala lor, dar atât de mult ar vrea să fie găsiți. Și noi vrem să fim găsite, cineva care să ne vadă și să zică, îți văd valoarea, îți văd talentul, îți văd credincioșia, îți văd slujirea. Nu păstorul tău trebuie să ți le vadă, deși îți pică bine dacă le vede. Nu șeful tău de la lucru, deși o promovare sau o mărire de salariu poate ți-ar prinde bine. Nu soțul tău, deși cuvintele astea ți-ar merge la inimă. Nu copiii tăi pentru care te sacrifici așa de mult, deși atât de bine ți-ar pica toate aceste cuvinte. Ci toate aceste afirmații trebuie să le ai din partea lui Dumnezeu, care trebuie să-ți spună atât. Bine, rob bun și credincios. Bine, rob bun și credincios. Ozghines spunea, am și citatul acesta și am să vă rog să-l puneți, am ajuns să trăiesc în fața unei singure audiențe. Dumnezeu. Nu mai am nimic de dovedit, nu mai am nimic de demonstrat în fața nimănui. Și dacă vreți, sala aceasta este goală. E o singură persoană aici, Dumnezeu, care stă și judecă ce spun și cântărește cât de adevărat, cât de autentică sunt, cât trăiesc din ceea ce spun. Există o singură audiență pentru tine. Pentru slujirea ta, pentru gândirea, pentru motivațiile tale, pentru deceurile tale, pentru eșecurile tale. Dumnezeu, trăiește-ți viața în fața acestei audiențe. Până la urma urmei, toți trăim la scenă deschisă. Pavel spunea, am ajuns o priveliște pentru îngeri și oameni, am ajuns în văzul tuturor. Dacă e un compromis, imediat sună toată lumea aceasta. Tot trăim la scenă deschisă. Iisus spunea, fiecare cuvânt va fi scos la lumină. Tot ce s-a făcut în umbră va fi făcut public. Nu mai există privat. Poți să-ți dai consimțământul sau nu atunci când intri pe un site. Până la urmă, nu mai există nimic privat. Totul este cunoscut și văzut de Dumnezeu și judecat și analizat. Ce zic ceilalți? Puțin contează. Chiar puțin contează. Richard Wurmbrand ajunge în Statele Unite după 14 ani de detenție, îl cumpără norvegienii cu $10.000 și ajunge în Statele Unite după temniță comunistă, abuzuri, mai multe închisori în care a fost, cunoaștem istoria lui, dacă nu o cunoașteți, știți-o, merită, e o lecție de viață și ajunge în fața mai multor oameni și le vorbește despre suferința lor, dar până la urmă ajunge în fața unor reprezentanți ai Senatului, a unei comisii a Senatului american, care tot nu-l cred că în România se pot petrece astfel de lucruri și că așa arată comunismul. Și atunci, într-un gest extrem, Richard Wurmbrand își scoate cămașa jos, le arată spatele, 18 cicatrici erau pe spatele lui care arătau ce înseamnă regimul comunist din România. Și pentru prima oară, lumea civilizată occidentală vede oroarea și ce se întâmplă în Est. Iau atitudine și din momentul acela se schimbă politicile și în România. Nu radical, a fost treptat. Dar ce e relevant în toată povestea aceasta este că de multe ori nu vedem, nu auzim, nu luăm atitudine, trăim într-un fel de letargie. Ai senzația că așa este Dumnezeu? Nici vorbă. Poate că trebuie să-ți dai și tu uneori cămașa și să-i arăți lui Dumnezeu, uite-te durerile mele și să ți le enunți în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Să lăsăm jos masca, că totul este perfect. Nu este perfect. Avem nevoie de ajutor. Avem nevoie să fim ridicate. Uneori avem nevoie de ajutorul unei surori care să se roage împreună cu tine. O femeie matură care să fie ca o mamă pentru tine. Mă apropii de încheiere, știu că sunteți obosite. Am un singur spot video. Come on now. They so clearly do. Come on. Come on now. Yeah. După aceste trâmbițe puternice, aș fi vrut să vă dau înainte de acest scurt clip câteva explicații, să-l priviți în cheia aceasta, dar poate că ați reușit deja să vă prindeți. E bine, e o competiție sportivă, antrenorul este chiar tatăl celui care performează, iar camerele nu au fost nici pe sportiv, nici pe juriu, ci au fost fixate pe acest antrenor care trăia fiecare etapă din acest meci, se bucura, era în pragul acela de emoție și la final a îmbrățișat. E bine, Dumnezeu nu este în juriu, uitându-se la greșelile tale, abia așteptând să te pleznească. Dumnezeu nu este nici în arenă, e jocul vieții tale, tu trebuie să-l joci. Dar Dumnezeu este antrenorul tău, ți-a trimis Duhul Sfânt la fiecare pas. Ori de câte ori faci un lucru bun, se bucură pentru tine. Ori de câte ori greșești, se mâncnește și se gândește, te voi ajuta să te ridici data viitoare, va fi mai bine. Iar la finalul meciului, două brațe te vor aștepta și îți vor spune, bine, draga mea, rob bun, credincios, ai venit acasă. E versetul meu de inimă cu care și închei. Și aceasta este inima lui Dumnezeu cu care se uită la tine. Domnul Dumnezeul meu este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Așa se uită Dumnezeu la tine. Dumnezeu te vede.